În cursul serii de ieri, în comuna Valea Doftanei a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul Ion Manea pentru găsirea unei soluții cu privire la fermierii din zonă. Aleșii au pus însă capăt în aproximativ 5 minute, refuzând un dialog cu edilul comunei. Votăm dacă rămânem sau dacă nu rămânem aici la ședință, pentru că pe fund are dreptate. Noi nu avem niciun fel de aviz, am niciun fel de comisii astăzi. Deci ședința e clar ilegală. Supunem la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Aparatul de specialitate, primarul și aparatul de specialitate a pus la dispoziție a Consiliului Local toate materialele conform legii 215. Cu 5 zile înainte era treaba dumnealor să-și întrunească în comisia de specialitate, să-și dea avizul. Nu cred că era problema primarului sau a aparatului de specialitate să facă întrunirea, ca comisia să întrunească astfel încât să-și dea avizul. E culpa dumnealor, nu din culpa noastră. Noi ne-am pus materialul la dispoziția Consiliului Local conform legii 215. Cu toate că primarul încearcă să găsească soluții, obstacolele puse îi fac această misiune greu de îndeplinit. Legal, în 215, aparatul de specialitate al primarului și-a făcut datoria în baza ordonanței 34 care a intrat în vigoare, a fost votată în data de 23 aprilie și care a intrat în monitorul oficial, deci a intrat în vigoare cu data de 13 mai și care abrogă legea 214, am venit cu un nou material conform acestei ordonanțe, în litera și în spiritul acestei ordonanțe, clar cum scrie la lege. Din cauza situației create în Valea Doftanei, fermierii riscă să rămână anul acesta și fără subvențiile APIA și fără un loc de pășunat. E o situație destul de tragică, aș putea să spun. Ce putem noi să facem ca și aparat? Noi, ca și primarul și aparatul de specialitate, ce a făcut datoria? În conformitate cu legea. Mai mult, ce se va face? Fermierii o să iau o decizie în această privință. Dar mai grav e că nu există înțelegere. Mai grav e că nu există înțelegere și nu există dialog. Cu toate acestea, primarul Ion Manea va încerca să găsească o soluție de ajutorare a fermierilor.